Salut și bine v-am găsit. O să facem azi un quick preview la LA Noir, care e un joc în genul un joc făcut de producătorii de la GTA, în genul la Mafia, tot cu unde acțiunea se desfășoară tot în perioada prohibiției și unde principalul tău scop este să rezolvi cazuri de crime și ești un polițai care mai are un partener cu care merge în misiuni și cu care rezolvă diferite cazuri de crime și cam asta e jocul în general. În asta constă, e mai mult story-based, deci urmează un film narrativ. Cazurile au pauze între ele, deci poți să faci freeroam până oraș cât vrei. Nu e o problemă și am înțeles că există și un mod freeroam care se poate accesa din cases, din meniul principal al jocului. Cases și freeroam, ceva cu freeroam, așa se numește. Sper să-l poți accesa acum, că n-am chef să joc povestea jocului. M-am săturat de storytelling games. Vreau să joc ceva în care să mă bucur de freeroam, de skirmish, de ce-o fi în pana mea, să fie ceva cu mai puțină poveste și mai mult freeroam. Că momentan sunt în așteptarea lui Ghostwire Tokyo, care din câte am observat pe YouTube este un joc destul de bun și promite multe. O să fie primul joc open world cu care tu ești jumătate om, jumătate fantomă și va trebui să ucizi fantomele care se luptă cu tine, diversi demoni și diverse fantome de până Tokyo. Și e foarte mișto că ai la dispoziție niște puteri care le posezi ca jumătate, fiind jumătate fantomă. Ai niște puteri care te ajută să lupți împotriva fantomelor și cu care reușești să le înfrângi. Și pe lângă asta mai are un arc cu săgeți care poți să-l folosești să îți extermini țintele foarte ușor. Niște arcuri speciale, un arc cu săgeți mai aparte care e folosit, care are efect împotriva spiritelor rele. Și e destul de drăguț jocul, nici am văzut. Acțiunea se desfășoară până Tokyo. Ai orașul Tokyo la dispoziție și ai e open world, deci poți să faci freeroam cum vrei, poți să te învârți pe unde vrei, prin ce district a orașului vrei. Și din câte am văzut eu, nu pare să formeze un fir narrativ așa constrâns de limite și de multe limite și de multe reguli. Știți? Asta îmi place la el. Și sper să meargă bine pe configul meu actual, că din câte am observat eu, cerințele sunt un pic cam off the hook, în sensul că îți cere să ai minim 12 GB de RAM și 6 GB video minim. Jocul fiind făcut pe Unreal Engine 4, motor grafic care mie merge brici pe calculatorul meu, depinde în ce context e folosit. Și asta contează, dar e faptul că e Unreal Engine 4, frate, deci ar trebui să ruleze bridge pe low settings sau pe medium. Ar trebui să meargă bridge jocul. Bineînțeles, pe rezoluția nativă a monitorului, că dacă va fi vorba să meargă pe medium, nașpa, îl dau pe low și o să-l joc și pe low, numai că am să-l joc, știți. Eu vreau să-l joc și pe low, numai să-l joc. Aia e, să pot să-l joc. Aia vreau. Și sper să meargă, pentru că am un procesor Intel i7 2600K la 3,4 GHz sau nu mai știu la cât era procesorul meu. Stați să ne uităm un pic la proprietăți, că nu mai știu. 3,4 GHz, da, 3,39 GHz, da. E bun, i7 2600K. E bun, instal memorie 8 GB de RAM. Video 4 GB GTX 1050 Ti. Ar trebui să meargă pe ce am acum. Că mie mi-a mers Doom Eternal-ul pe 2 GB de video și n-am avut nicio problemă cu el, deci mi-a mers fluent și bine. Și mai ales că jocul este făcut de Bethesda. Nu știu dacă e publicat de pe Bethesda, adică publicat de Bethesda, sau e chiar dezvoltat de producătorii Bethesda-ului. Dar e în colaborare cu Bethesda făcut și e foarte ok treaba asta, că Bethesda fac jocuri bune în general și jocuri care sunt bine optimizate din punct de vedere al performanței și graficii
și creează un raport bun, calitate și performanță. Adică au un raport stabil în ceea ce privește calitatea bună a jocului, adică să și vezi ceva detalii și să ai și o performanță decentă cât să poți să joci. Dar asta rămâne să vedem poi mâine când se lansează jocul oficial. Păi mâine fiind vineri, pe 25 martie, o să iasă și pe trecere și să le iau de pe trecere de pe Skid Row sau de pe ce site o să iasă, o să-l iau Moca și o să-l instalez și o să-l joc Moca. Nu dau banii pe așa ceva, când vreau să mi iau țeapă, să nu meargă jocul și după aia să zic că am dat banii aiurea pe el. Vreau să văd întâi că merge și după aia tragem constatări și văd de ce mai în ce o să mai investesc banii pe viitor în materie de gaming, în materie de jocuri în special. Că mai degrabă aș investi în calculator decât în jocuri. Mi-aș mai pune 16 GB de RAM și o placă video cu mai multă memorie. Dacă ar fi să o iau așa. Pe partea de performanță și îmbunătăți performanța calculatorului cu astea două upgrade-uri. Că la procesor nu mai am ce să schimb, că nu duce mai mult de 2600K, deci un i7 generația a doua maxim duce asta. Nu duce mai mult. A patra deja e prea mult pentru el. E 1156 LGA socketul meu, deci nu mai e așa, cum să zic eu. Nu e un calculator. Ar fi un echivalent unui PS4 Pro spre PS5, ca am pe acolo, pe la jumătate. Între PS4 Pro și PS5 ar fi calculatorul meu, cam pe acolo s-ar situa, ca performanță. Deci între PS4 și PS5, current gen, jumate current gen, jumate next gen, ceva de genul pe acolo. O combinație mai dubioasă. În orice caz, cu 8 GB de RAM a trebuit să poți să rulezi pe low sau pe medium settings, deci fără probleme. Pentru că e Unreal Engine 4, frate, nu e un motor grafic de mai văzut și de mai auzit. E un motor grafic cunoscut și care e destul de bine optimizat și care în contextul Bethesda n-ar trebui să fie o problemă cu performanța. Eu așa văd situația. Eu văd optimist. Eu vreau să privesc optimist problema, pentru că nu vreau să am probleme cu jocul ăla, că chiar vreau să-l joc. Deci, Ghostwire Tokyo chiar vreau să-l joc. Și acum revenim la uițele noastre, RE Noir. Intrăm în joc, vedem dacă ne pornește, că am avut niște probleme cu instalarea. În sensul că mi-a dat două baduri. Mi-a dat două baduri. Anisotropic Filter in 2X? What the fuck? 16X nu există? Ambient occlusion, yes, quality, texture quality. Quality, frate. Și de ce 1280, 1680 cu 1050, 59 de Hz? Așa. Bun. Anti-aliasing 2X. Adapter. Default. Adapter, aici nu merge să selectezi. Threading Multi, DirectX 9, DirectX 11. Punem pe DirectX 11. Level of Detail Quality. Quality. Multi Balanced Environment Map. Quality balanced, shadow quality. Quality, asta nu e un joc care cere mult, frate. Lăsăm totul pe quality și la revedere. Anisotropic filtering mi se pare ciudat că nu pot să iau mai mult de 4X. Dar în rest, văd că am putut să pun cât de cât astea. Hai să vedem cum e grafica, cum e jocul. Hai să intrăm în joc. Missing DLL. Please install Social Cap. Please reinstall Social Cap. Fatal error. Dacă nu merge și nu merge, îl abandonez și aia, da. Eu sper să meargă, nu știu ce să zic. Redist. N-avem nimic aici. Asta e Fit Girl Repack.
Ele e Nord Complete Edition. Ia să vedem unde uitorem downloads. Păi da, că eu l-am instalat. Cu tot ce înseamnă... Da, trebuie să instalez Rockstar Games Social Club. Stai așa. Hai să vedem dacă... Rockstar Games Social Club. Da, mă uitam la poze cu Paul Teutul, că e așa masiv, tipul e bine făcut. Mă uitam că mi-e dor de emisiunea lui. Aia cu Orange County Chopots și mă uitam pe Google acum să văd cum arată tipul Gagiu și cum ce mai fac copiii lui. Și din câte am înțeles, au fost niște certuri pe acolo, a fost o adevărată Games, LA Noir. Download Launcher. Download for Windows. Rockstar, nu mă, Rockstar Games Launcher. Nu vreau launcherul, vreau Social Club-ul, frate. Social Club-ul vreau. Ia să vedem, mi-a blocat ceva virusul? Antivirusul? Ia să vedem. A, păi restore, frate. Gata. Bun, am dat restore la fișierul ăsta. Acum ar trebui să-mi pornesc. Acum pornește, uite. Gata. Nu așa.
A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car, a symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. City of pioneers. A city of dreamers. Of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the path, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling car, 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Here we go. Careful! Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurried up, Floyd. I'm out of here. To be. Happy hunting. This is a fist pump. Just going through the motions. Probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Look at this junk. Not my job to pick through other people's trash. What now? Have a good look around. It could be anywhere. What have you got, Phelps? Anything? I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap.
Jesus. Cole, come take a look at this. What are you doing, Cole? You've gone too far. Want me to keep tabs on the path of destruction you're creating? It might come in handy at your trial. Damn it, Cole!
Nu prea văd iarbă pe aici. Văd mai mult copaci. Și doi parcursul ăsta e ca Petro Pica pentru mine. Și trei la mână mare iarbă pe jos jocul ăsta. Ceea ce mă face să locuiesc total. Mai ales că e și case based, deci nu e GTA. Dar o să postez hidrobiciclete. Că nu arată chiar așa de rău jocul. Chit că nu are iarbă pe jos, dar îmi place cum arată parcul ăsta. Chiar îmi place și motiv pentru care să fac și niște poze cu parculețul. Veți un parc mechi, o intervenție aici. Ia stai să facem o poză. Stai să facem o poză. Facem o poză aici, un clean screen. Par pe timp de noapte. E asta. Hai bă, că nu e rău jocul. Facem un prin screen aici, cu parcul. Parc LA Noir, așa.
Bun, asta ar fi parcul 1, da? Asta ar fi o locație. Stai că conducem o mașină până acolo. Out of the car, police. Be careful with it, copper. I don't know the way.
aren't we? The street light intact on this block? Have you got a death wish? Nu-mi place jocul ăsta, frate. Nici n-are sens să-l postez. Am făcut două poziții așa cu parcul și aia a fost tot, am făcut două poze. Nu e fain, e foarte întunecos, nu se vede mișto. E foarte limitat ca acces. Nu ai cum să te duci unde vrei tu și să faci ce vrei tu. Poți să duci prin oraș, dar n-ai mare... N-ai alte obiective de făcut, ai mai cazuri de rezolvat. Prima impresie foarte slabă. Jocul. Potențial mare, dar foarte slab jocul. Foarte slăbuț. Și nu văd nimic, frate, pentru Enericul ăsta. Foarte întunecos, nu se vede absolut nimic. Abia vezi strada. Vă rog, e și cam multă lumina la mine în cameră acum, dar chiar nu vezi nimic, frate. Deci puteți să vă uitați și voi și veți observa că nu e un joc strălucit. Nu aici ne știe ce de capul lui. Am crezut că e mișto Eleanor, dar nu e, are spațiu ocupat pe harta iurea. O să-l dezinstalez. Nu, nu mă omor după aia, nu-mi place. E foarte limitat. Ești foarte limitat ca spațiu.
extrem de limitat, aș putea zice. Și cam ane vorba. Cam ane vorba de LA, frate. Pentru un LA ar trebui să ai mult mai mult acces și mult mai multe privilegii. Dar nu, aici nu știe ce să faci. Un joc polițist. Slăbuț. Vrea să fie un... Deci Rockstar Games s-au căcat pe ei la jocul ăsta, pe româniște. Și au făcut un joc foarte slăbuț, zic eu. Limitat. Doar la cazuri, la niște cazuri care trebuie să rezolve crimă, cu investigații, cu detectiv, cu bullshit, like that, no. I'm not a big fan of this type of gameplay. Așa că o să închei aici stream-ul și o să mai prospectez pe net la ce mai apare zilele astea. Că ăsta nu-i de jucat, frate. Da. Dar parcul mi s-a părut interesant un pic așa, dar în rest atrăgător un pic așa la prima vedere, dar nici iarbă nu-i pe, nu ai pe jos și nu e, nu e ceea ce trebuie. Nu-i deloc fun. Nu e amuzant să rezolv cazuri de crime. Nu mi se pare ceva interesant, mai ales că jocul e foarte întunecos și abia vezi ceva, nici nu știu pe ce tasta mi-e lanterna. E slăbuț, rău de tot, jocul ăsta. N-ai ce să joci la el. Decât dacă ești mare fan al filmelor polițiste, o să vă placă jocul ăsta. Dacă sunteți mare fan, dacă sunteți mare fan ai filmelor polițiste, poate o să vă placă și jocul ăsta, dar dacă nu sunteți fan, nu o să vă prindă deloc. Nu e. Nu e și nu e, frate. Și când nu e, n-ai ce să-i faci decât să-l dezinstalezi. Nu-i cine știe ce orașul ăsta. Am crezut că e mai strălucit un pic orașul, dar nu e. Backyard-urile sunt seci, n-au un pic de vegetație, de nimic, de flori, de ceva. Nu e. E foarte sec, jocul ăsta. Chiar nu are niciun Dumnezeu, așa e. E o aruncătură de... grafică primitivă cu... fără pic de detaliu, fără pic de atenție la detalii. O aruncătură în sec. Asta e. Sec. Un joc sec. Care nu are niciun Dumnezeu, nu are nicio... niciun sens. Faci cazuri și aia e tot ce faci. Viața de polițai e boring și... nașpa. Da, e nașpa. N-am ce să zic. Decât salutări din calculatorul meu și o să postez episodul totuși pe YouTube să-l aveți și pe ăsta cu review. Deci review n-am ce să revizuez la el. Nu pot să-i dau nici măcar o notă. Dacă i-aș da o notă, i-aș da 4. Sau un 5 tras de păr. Un 5 tras de păr i-aș da jocul ăsta. Pentru bunăvoința de a... pentru bunăvoința de care au dat dovadă băieții de la Rockstar. Dar puteau să facă mult mai mult cu jocul ăsta la cât potențial ar fi avut. Puteau să folosească alt motor grafic și să-l facă mult mai mișto. Să bage mult mai multe, să-l facă ca GTA-ul, frate, să te plimbi când vrei tu, unde vrei tu, să faci ce vrei tu. Nu să fii constrâns de cazuri, de crime. Aia e. Cel mai slăbut joc de la Rockstar. Ever. Pe bune. Nu-l jucați. De cele inoar chiar e slab. Și o să vă arăt și review-urile negative care au fost făcute pe... review-urile generale care au fost făcute pe net. Că a primit un scor mic. Pentru că nu are niciun pic de... nu are niciun Dumnezeu ceva. Și asta e. Încheiem aici. Și ne auzim mai târziu pe la 11 așa, diseară.
Că acum nu mai închep de nimic. Vreau să mă odihnesc și vreau să mă fac și altceva în afară de sta la calculator. Că mi s-a cam tăiat pe ziua de azi, de sta la calculator. Când o să apară Ghost Wire Tokyo, mai vorbim atunci. Până atunci, pauză. Vedem dacă mai jucăm ceva de seară și cam aia e tot. Hai, ne auzim, salutări!